Nurofen, răceală și gripă combina acțiunea antiinflamatoare a ibuprofenului cu efectul decongestionant al pseudoefedrinei, calmând simptomele de răceală și gripă, iar viața de zi cu zi își recapătă ritmul. Bună ziua, bine v-am regăsit. Începe doctor de bine. Eu sunt Liliana Curea și astăzi alături de mine este doamna doctor Iulia Țincu, medic primar pediatrie cu specializare și în gastroenterologie. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit din nou! Avem uh, un val de infecții respiratorii în uh, toate spitalele de pediatrie. pediatrie. Cum este situația uh, în spitalul dumneavoastră? Vin mulți copii? Într-adevăr, este această perioadă specifică virozelor și infecțiilor respiratorii, atât de trag respirator superior, deci ne referim la infecții ușoare, mai puțin severe, dar și de trag respirator inferior și aici ne referim la pneumonii, bronșiolite, acutizări chiar de azi în bronșic. Nu este nimic surprinzător, având în vedere că ne găsim în plin sezon de acutizare a virozelor respiratorii. Este recunoscut această perioadă între noiembrie și februarie ca fiind un sezon de grip, pe și explozie de infecții virale la nivelul tractului respirator. Pe de altă parte, totuși, față de cel puțin 2 ani anterior, valul acesta este unul mult mai impresionant. Afectează, pe de o parte, mai sever anumite grupe de vârstă, pe de altă parte, un număr mai mare de copii. Într-adevăr, spitalele sunt pline și acest lucru se întâmplă nu doar în România, nu doar în București, nu doar într-un anumit sector, se întâmplă peste tot în lume, acolo unde trecem și traversăm prin, prin sezonul rece, astfel încât fie că vorbim de de copii care se găsesc în prima parte a pregătirii, să spunem școlare, sunt adolescenți sau chiar uh, sugari, copii mici, copii care încă nu frecventează colectivitatea, dar iau contact peste tot uh, acolo unde își desfășoară, să spunem, stilul de viață, iau contact cu adulți sau cu alte grupe uh, de vârstă școlară, de vârstă preșcolară se acutizează și vin uneori necesitând internare în spital. Deci da, suntem, dacă nu chiar la apogeul valului, cu siguranță pe o pantă extrem, extrem de ascendentă din acest punct de vedere. Avem un, clar un număr mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut sau față de acum 2 ani. Cum se explică acest lucru? Cu siguranță avem o perioadă mai mare, o perioadă mai intensă din acest punct de vedere, cel puțin față de anii anteriori, 2020-2021, și explicația este una simplă, clară, cu toții au stat în casă, au frecventat mai puțin colectivitatea, a existat acea protecție cu normele de distanțare, um, inclusiv în colectivități și lucru acesta în anii anteriori a impus sigur o scădere a numărului de viroze, respiratori, inclusiv de gripă, pentru că atunci când vorbim de gripă nu vorbim de orice răceală, discutăm de acea infecție virală sezonieră cu potențial de agravare um, și aceea a fost într-un declin în anii anteriori. Dacă ar fi să ne raportăm la ceea ce s-a întâmplat înainte de 2020, deci în sezonul 2018-2019, chiar și așa discutăm de un număr mai mare de îmbolnăviri. Epidemiologii și imunologii au o explicație din acest punct de vedere, în sensul în care au traversat doi ani de pandemie, acești copii unii dintre ei fix cu imunitatea în formare, deci aflându-se la vârsta la care anticorpii încep să se secrete foarte bine, sistemul imunitar să se, se maturizeze și ei au traversat fix această perioadă de pandemie în care jocul lor de apărare antiinfecțioasă a fost pus practic în repaus, astfel încât în momentul în care au intrat în colectivitate și au făcut față interacțiunii acesteia sociale intense, au contactat bineînțeles viroze. Deci discutăm uh, cu siguranță de un val mai mare de îmbolnăviri față de anul anterior, anii anteriori, dar chiar mai mare față de Ceea ce se întâmpla înainte de pandemie. Adică faptul că au stat izolați nu i-a ajutat, i-a protejat de coronavirus, dar nu i-a ajutat să-și dezvolte imunitatea? Discutăm într-adevăr de un joc al dezvoltării apărării acestei antiinfecțioase, un joc al dezvoltării și maturizării, să spunem, imunologice, marcat de interacțiunea cu virusuri și bacterii. Cu toții știm că cei mici nu cresc într-un glob de sticlă, îi trebuie expuși tuturor stimulilor de orice natură, astfel încât uh, potențialul lor, inclusiv imunologic, deci de apărare antiinfecțioasă, să fie stimulat, jonglat, rutinat, soldăței despre care discutăm în imunitate, anticorpii, să învățăm să-i secretăm eficient și țintit de la sezon la sezon. Este explicația și pentru care fiecare, spre exemplu, val de infecție cu COVID-19 a, a, a fost mai agresiv sau mai puțin agresiv, pentru că jocul imunității începe să-și spună cuvântul, organismul are deja o memorie imunologică de secreție anticorpilor. Deci, cumva, a, vorbim de câteva generații de grupă preșcolară și școlară care au avut un mic repaus în ceea ce privește călirea lor imunologică și, da, aceasta reprezintă o explicație. Ca specialist, ca specialist puteți, sau este acesta un sfat pentru părinți să nu țină copiii izolați și să nu-i țină atât de feriți față de aceste virusuri? Pediatria modernă îndeamnă la expunere de orice natură, psihologică, socială, imunologică, culturală, tot ceea ce înseamnă pentru copil o experiență în plus, inclusiv din punct de vedere al călirii sistemului imunitar, reprezintă, bineînțeles, o capacitate mai bună de dezvoltare. Deci nu ținem copiii într-un glob de sticlă, nu îi înfofolim atunci când afară avem grade în minus, ci îmbrăcăm adecvat, așa cum ne îmbrăcăm noi ca adulți, sunt și ei îmbrăcați, expuși colectivității, sigur, cu normele de rigoare și în funcție de particularitatea fiecărui copil, pentru că cei care trec prin afecțiuni, să spunem, cronice, anumite tratamente, spitalizări frecvente, au cu siguranță un risc mai mare și aceia ar trebui să, să fie mai protejați. Și când vorbeați de aceste norme de protecție, de exemplu în, în casă, care ar trebui să fie temperatura? Care este temperatura optimă la care ar trebui să stea copilul? 22-24 de grade Celsius este temperatura de confort termic, cel puțin pentru zona noastră geografică și lucrul acesta îl spunem noi inclusiv nou-născuților, inclusiv celor mici, dacă eu nu stau cu o căciulă în casă sau cu o pereche de mănuși în plus, așa nu va sta nici cel mic nici nou-născutul și nici copilul deci fără genul acesta de suplimentare a îmbrăcăminții pentru că ea nu face decât să supraîncălzească organismul într-o manieră pe care noi adesea nu o depistăm, să piardă apă prin deshidratare și în felul acesta um, să se acomode mult mai greu ca și termoreglare, copilul realizează capacitatea de a se adapta, spre exemplu, ulterior unei temperaturi mai scăzute, într-o manieră mult mai dificilă dacă este tot timpul expus unor temperaturi ridicate în interiorul locuinței. Și se poate întâmpla ceva cu sistemul lui imun dacă în casă este prea cald și este afară unde este prea jonglajul rece? acesta. Într-adevăr, de temperatură de la foarte cald de la foarte rece, în general nu e benefic organismului. Nu putem. Realiza o legătură directă între faptul că în casă sunt, să spunem, 30 de grade și afară 0 grade, dar capacitatea de a se adapta organismului este cea care poate avea de suferit și, până la urmă, învățăm un organism cu o capacitate scăzută de adaptabilitate, ceea ce nu ne dorim, pentru că stimulii vieții actuale, după cum vedem, sunt de o, o foarte mare varietate și variază foarte mult de la sezon la sezon, astfel încât, dacă reușim să scădem Vedem un pic diferența asta între ceea ce e în casă și ceea ce e în afară, cu siguranță e benefică pentru cel mic. Și mai este o situație, s-a răcit vremea la noi cel puțin, am auzit foarte mulți părinți nu le mai dau copilor înghețată, în, afară, în afara țării nu am auzit acest lucru. Nici un soi de comportament alimentar, să spunem, la orice temperatură ar fi administrată mâncarea până la urmă pe care o consumăm, nu este implicată în a induce o boală acută. Copiii nu răcesc de la înghețată, nu răcesc de la curent, nu răcesc de la geamul deschis, ci răcesc prin contactul cu alte persoane care, conștient sau până la urmă inconștient, sunt purtătoare ale unor virusuri. Asta nu înseamnă că ne ferim de acele persoane, ci că respectăm niște norme, să spunem, de bun simț sanitar, în sensul în care ne spălăm pe mâini înainte și după utilizarea toaletei, înainte și după ce consumăm anumite alimente într-un spațiu public. Avem foarte mare grijă atunci când realizăm toaleta nasului, spre exemplu, în public, să ulterior șervețelul respectiv să fie de unică folosință. Simță, să îndemnăm copilul să se spele pe mâini, dar acestea sunt niște norme ce sunt cunoscute de foarte mult timp. Nu ține neapărat de pandemie, nu ține neapărat de anul 2022, însă nu, niciun copil nu rățește de la înghețată, însă dacă are o anumită sensibilitate la nivelul acestei sfere orofaringiene, la nivelul gâtului și amigdalelor și trece, să spunem, printr-un puseu infecțios sau urmarea unui puseu infecțios, e posibil ca o astfel de temperatură extrem de rece să îi afecteze cel puțin tactil senzația de la, de la, acel nivel, dar în niciun caz nu o să crească pe acolo frun streptococ datorită înghețatei pentru că a spus de geamul deschis, este bine să aerisim încăperea și nu ne gândim că se face mai rece. Nu? Ne gândim că se face mai rece și e foarte bine lucru acesta. Acolo unde este cald, acolo unde e o atmosferă stătută, o atmosferă neaerisită, cu, fără oxigen, fără purificarea și circulația tot timpul aerului, acolo este un mediu sigur de sursă pentru bacterii, virusuri care își găsesc locul cald de incubare, de creștere, de diseminare spori sporii aceia despre care am tot vorbit în acești doi ani de pandemie, care picăturile acelea care se elimină în mediul înconjurător și sunt ulterior rapid inhalate de restul persoanelor din clasă, spre exemplu, dintr-o creșă, din grădiniță sau chiar din casă, rămân și stau acolo în acea atmosferă extrem de încărcată. Deci a aerisi zilnic sau chiar de două ori pe zi camera celui mic, clasa, sala unde își desfășoară activitatea un grup întreg de copii este un lucru, dacă nu de bun, simț cel puțin benefic pentru sănătate. Care sunt principalele simptome care apar când vine vorba de virozele respiratorii? Când vorbim de viroze respiratorii, discutăm practic de infecții Orice infecție se manifestă cu siguranță printr-o febră. Deci, ascensiunea temperaturii corpului, dincolo de valoarea de 38 de grade Celsius, reprezintă febră ea trebuie monitorizată, evaluată și în felul acesta atât părinții, cât și personalul care spre exemplu are grijă de copii în colectivități, recunoaște semne premergătoare acea moleșeală, apatia copilului diferită de la vârstă la vârstă. Febra este un prim semn că cel mic trece printr-o afecțiune infecțioasă. Febra apare indiferent dacă în spate avem o boală virală sau o boală o afecțiune bacteriană. 24-48 de ore pot să treacă la începutul unei viroze, la începutul unei afecțiuni acute, chiar fără a avea alt semn de boală decât febra. Dar febra este un lucru bun Este până o reacție la un de apărare a organismului Este o reacție care ne arată că sistemul imunitar funcționează Declanșează la nivelul torentului sanguin anumite uh, substanțe Care determină această reacție până la urmă termică uh, Sigur avem uh, câteva semne de alarmă și câteva valori de referință Dincolo de care intervenim medicamentos, terapeutic Conform sfatului medical pentru a diminua ascensiunea aceasta termică mică, pentru că la un moment dat știm cu toții până la vârsta de șase ani copiii sunt supuși riscului de a experimenta acele convulsii febrile în momentul în care temperatura tinde să depășească 38,5 grade Celsius. Și altceva, le curge nasul, îi doare capul, poate copiii nu, cei mici nu știu să spună că îi doare capul. Încă um, când am început pediatria, foarte mulți îmi spuneau cum o să te înțelegi cu acești pacienți mici care nu o să știe să-ți spună ce probleme au, dar sunt atât de grăitori și au atât de multe semne prin care ei ne dau de înțeles că trec printr-o suferință, de la simplu fapt că nu mai mănâncă, își reduc aportul alimentar, um, nu mai vorbesc, devin apatici, au ochii deja injectați în Uh, sunt fie mai somnolenți, fie foarte agitați, pielea se înroșește în momentul în care apare ascensiunea febrilă și, bineînțeles, în scurt timp apar primele semne de boală infecțioasă, ce țin fie de uh, rinoree, le curge nasul efectiv, tuse ulterior, și acesta este un semn de afecțiune pulmonară, să spunem, sau a căilor respiratorii inferioare. Uh, respiră mai greu dacă căile aeriene sunt obstruate de secret, Refuz alimentația, cei foarte mici varsă în condițiile în care au la nivelul gâtului secreții um, din căile nazale destul de, de purulente sau um, abundente și, de asemenea, mulți dintre ei pot să manifeste și afecțiuni digestive, să spunem, secundare. Nu puțin sunt copiii care, în contextul unui episod acut, să spunem, infecțios, chiar și respirator, asociază și emisie de scaune diareice printr-o inflamație care se transmite și în zona. Digestivă. Dar, practic, ce se întâmplă dacă ne gândim că viroza acționează de regulă la nivelul căilor respiratorii superioare sau la nivelul plămânilor? Ce legătură are stomacul? Ne gândim că aceste bacterii sau virusuri, microorganisme în general, sunt foarte inteligente și au receptori unde pot să acționeze peste tot la nivelul organismului. Și iarăși profit de legătura aceasta post-pandemică. Coronavirusul ne-a spre exemplu, că acei receptori specifici se găsesc atât la nivel digestiv cât și la nivel pulmonar. Și acești receptori pentru virusuri și bacterii, în general, sunt foarte bine reprezentați la nivelul țesutului imunologic de, la, de, de jos, de la nivelul intestinului subțire al, al copilului, foarte bine reprezentați, astfel încât se creează o inflamație și la nivel digestiv, ce invariabil se manifestă fie prin vărsături, fie prin scaune modificate. Când se administrează tratamentul antiviral și când este nevoie de antibiotice? cu siguranță doar după un sfat medical competent, după o evaluare de specialitate realizată de către medicul pediatru sau medicul de familie. În niciun caz, și profit de această ocazie pentru a spune un mare nu antibioticelor administrate pentru combaterea febrei, antibioticul trebuie administrat rațional, abia după ce avem dovada clinică sau prin investigații a faptului că cel mic trece printr-o boală acută infecțioasă bacteriană. Deci antibiotice dăm atunci când discutăm de infecții determinate de bacterii. Și antivirale dăm mult mai rar, rar. Și asta pentru că nu avem atât de multe antivirale specifice virusurilor, dar mai ales pentru faptul că infecțiile virale, până la urmă, cel puțin cele în prima parte a copilăriei, sunt autolimitante. Preferăm să, trata, să tratăm uh, simptomele, febra, vărsătura obstrucția nazală și uh, virusul prezent la nivelul organismului va fi autolimitant și autoeliminat, astfel încât nu intervenim cu antivirale specifice uh, decât foarte, foarte rar dar se dau antiviralele la primele simptome sau imediat ce face copilul febră sau mai așteptăm Dacă discutăm despre gripă, pentru care există un tratament antiviral specific, într adevăr indicația este de a le administra din primele ore și din primele momente de la diagnostic, pentru că atunci eficiența este mai mare și posibilitatea ca cel mic să experimenteze o formă mai ușoară de boală este mai mare, ceea ce ne-și dorim, știut fiind faptul că Gripa, deci această infecție virală sezonieră în plin sezon ne aflăm și noi astăzi, poate fi o infecție totuși severă. Cu destul de multe complicații, atât respiratorii, dar și la nivel neurologic, și atunci combaterea virusului încă de la debutul simptomelor trebuie să fie o prioritate. Și da, acela este unul dintre cazurile pentru care administrăm un antiviral specific. Dar trebuie făcut testul de gripă, trebuie să se știe sigur că are copilul gripă. Așa este pentru că discutăm și de o asemănare foarte mare între gripă și orice altă viroză respiratorie. Dacă în orice altă viroză respiratorie nu dăm un antiviral, când ai gripă administrezi tratamentul etiologic, dar astăzi avem destul de multe teste și foarte ușor de utilizat și testat, se găsesc peste tot și în general în cabinete sau în camerele de gardă există genul acesta de teste, pentru că până la urmă este și o dovadă a supravegherii epidemiologice corecte, sezoniere, realizate eficient prin campanii la nivel de țară dar trebuie mers cu copilul la medic nu să se ia tratamentul chiar dacă vorbim de un tratament antiviral să se ia așa că se-a gândit părintele că trebuie să-i dea nici un nu se eliberează tratamentul, altceva. nu, nici nu se eliberează tratamentul antiviral fără rețetă. El trebuie clar prescris în urma unui diagnostic corect, cel puțin în cazul gripei, deci cu siguranță vizita la medic este una imperios necesară. Există posibilitatea ca un tratament care are efect pentru un copil să nu aibă pentru un alt copil? Cred că nu este vorba atât de tratament, cât este vorba de particularitățile fiecărui organism în parte. Și vorbeam mai devreme de receptori. Ei bine, avem receptori în organism pentru foarte multe lucruri, inclusiv pentru substanțele chimice pe care le folosim pe post de medicamente. E posibil ca imunitatea, spre exemplu, unui copil să fie sever afectată, poate prin defecte genetice, defecte născute și atunci severitatea manifestărilor lui într-un caz de gripă să fie una mai accentuată, mai importantă, așa cum. S-a întâmplat până la urmă și în pandemia de COVID-19. Există, de asemenea, complicații ale bolilor pe care le traversăm, și dacă o infecție aparent banală, virală, riscă să se suprainfecteze bacterian, cu siguranță evoluția acelui pacient va fi mai severă, de o mai lungă durată și va necesita o suplimentare a tratamentului indicat de către medic, inclusiv antibiotic. Deci, indiferent despre ce tratament este vorba, trebuie luat doar la indicația medicului. Asta așa ca o concluzie. Concluzia este una dintre cele mai importante concluzii, unul dintre cele mai uh, solide sfaturi pe care le putem uh, adresa celor care ne ascultă este să nu se automedicheze cu nicio ocazie. Și lucrul acesta să-l realizeze cel puțin la nivelul copiilor, deci administrarea de medicație specifică doar la indicația medicului. Doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații utile ca de fiecare dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați urmărit pe curând.